Marius, este o seară special pentru tine, ai revenit la Dinamo, spune cum te simți. Sunt foarte bucuros pentru această revenire, pentru victorie și că am început din nou să joc după o lungă perioadă din cauza acestei accidentări care m-a ținut în afara terenului. În momentul în care ai intrat în teren, un stadion întreg a salutat revenirea ta. Spune ce ai simțit în acele momente. Normal că atunci când am intrat pe teren aveam emoții foarte mari pentru că am revenit la Dinamo. Era primul meci oficial, să spun așa, și normal că acele aplauze m-au făcut să am încredere mai mare în mine. Sunt sigur că mulți dinamoviști se întreabă ce vei face în continuare. Ce le răspunzi? Că o să fiu aici, eu mă pregătesc de o perioadă lungă alături de echipă. Am încercat să joc câteva meciuri amicale ca să intru ușor-ușor. A venit momentul în care să joc un meci oficial. Sunt foarte bucuros că am jucat din nou pe Ștefan cel Mare. Aici am crescut și tot timpul o să joc cu mare plăcere. Dinamo este neînvinsă în acest campionat. Ai venit și tu la echipă, este clar un plus. Cât de sus crezi că poate ajunge Dinamo în acest sezon? Te gândești și la titlu? Este greu, este bine să nu ne gândim deocamdată, trebuie să luăm pas cu pas, să luăm fiecare meci în parte, că ați văzut că s-au pierdut niște puncte foarte importante contra unei echipe care noi eram favoriți la începutul meciului. Acum trebuie să ne concentrăm la fiecare meci și în timp o să vedem dacă putem să ne batem și acolo sus unde ne dorim. Fanii, acum ca și atunci când erai tu la echipă, sunt alături de voi și vă susțin. Ce mesaj ai pentru ei? Îmi doresc să ne susțin în continuare, să aibă încredere cât pot de multă și ei și noi trebuie să îi răsplătim prin rezultatele noastre. Tu, din punct de vedere fizic, cum te simți? Ești 100%? Da, sunt 100%, sunt sănătos, însă poate partea fizică pot să mai îmbunătățesc. Astăzi am jucat 45 de minute, este foarte bine pentru primul meci. Îmi doresc să mă pregătesc în aceste două săptămâni și după aceea eu cred că o să fiu din ce în ce mai bine. Cum a fost întâlnirea cu Cătălin Munteanu? Noi suntem prieteni de câțiva ani de zile, așa o să fiu mereu. Mă bucur pentru el că încă joacă, îi doresc să fie sănătos, să joace în continuare, pentru că este un exemplu pentru mine și un fotbalist foarte bun. Andrei, o seară perfectă pentru tine. Spune-mi în primul rând cum te simți. Cred că sunt cel mai fericit de când m-am apucat de fotbal. Mi-am dorit foarte mult acest lucru. Am trecut printr-o perioadă destul de grea în ultimul an și mulțumesc lui Dinamo, mulțumesc familiei Dinamo că m-a ajutat să-mi revin. Este cea mai frumoasă zi din cariera ta de fotbalist? Da, cu siguranță da, și vreau să-i dedic victoria și golul fetiței mele de un an și soției mele. Sunteți neînvinși în acest campionat. Ce crezi că înseamnă acest lucru? Nu știu exact ce înseamnă, însă ne dorim să rămânem neînvinși și la sfârșit să tragem linie, să vedem unde reușim să ajungem. Tu pe ce lucrezi că poate termina Dinamo acest sezon? Nu mă gândesc la asta în primul rând. Mă gândesc doar să luăm meci de meci, să nu primim gol, să nu pierdem în primul rând, iar apoi cu siguranță se vor aduna punctele și ne vom clasa sus, în partea de sus a clasamentului.